Ochii înroșiți, gene care se lipesc, impresie de nisip sub ploape. Simți că nu mai vezi clar și parcă îți vine să te freci la ochi tot timpul. Poate fi vorba despre o conjunctivită. Ce este de făcut, cum tratăm corect conjunctivită, le aflăm imediat. Parcă sunt tot mai multe cazuri de conjunctivită. Putem vorbi de conjunctivită ca fiind o afecțiune de sezon acum vara? Sigur, nu numai vara, și primăvara, pentru că avem o grămadă de pomi care înfloresc și primăvara vin foarte mulți pacienți cu conjunctivite alergice. Pot fi foarte supărătoare și astea, dar în general trec, da? Dacă vorbim de vară, în momentul în care se face cald afară, atunci toate chestiile astea se înmulțesc, oamenii se duc la ștranduri, piscine și avem din ce în ce mai multe cazuri de conjunctivită. Care sunt riscurile și dacă ne scăldăm și în lac, deși vedem scăldatul interzis, nu întotdeauna se respectă acest lucru, deci ce riscuri ne asumăm? Păi, cred că asta cu scăldatul interzis poate fi și apropo de siguranța ta, dacă nu știi să nu-ți, dar ideea e că la orice apă închisă, da, piscină, bazin, ștrand și așa mai departe, poți găsi tot felul de vietăți care îți pot crea conjunctivită. Aici mă gândesc la stafilococi, bacterii în general, da? Stafilococi, clamidii, ne putem gândi la virus, da? În cazul în care apare o conjunctivită, pacientul simte imediat, pentru că apare secreție oculară, jenă, poate apărea fotofobie, adică să-i supere lumina, și secreții abundente, secreții care arată urât. Cel mai important lucru este ca pacientul, dacă constată că ceva e în neregulă, să se prezinte la doctor. Pentru că, în funcție de tipul de conjunctivită, tratamentul este specific și dacă îți pui de la una la alta, poți să dobândești complicații grave. Cel mai important e să meargă la medic. Ce-i de reținut asta ca lucru bun este că foarte multe dintre conjunctivite sunt autolimitante, adică ele trec. Dacă această conjunctivită rămâne la nivelul conjunctivei, e mai bine decât dacă se transmite și la partea transparentă prin care vedem cornee. Ălea se numesc cheratite și sunt foarte grave, pot duce la complicații de care tragi ani de zile. Tratamentul conjunctivitei în ce constă și pe ce interval de timp se întinde? În funcție de tipul conjunctivitei, putem să-i prescriem pacientului antibiotice, putem să-i prescriem antiinflamatoare, antialergice, putem să-i prescriem medicamente care îl ajută să treacă mai ușor peste fenomenele deranjante, da? Și în funcție de evoluție, se recomandă prelungirea sau scurtarea tratamentului. Conjunctivita este o boală ce se poate lua destul de ușor. Din păcate, în această afecțiune, automedicația este foarte frecventă, ceea ce de multe ori duce la agravarea bolii și chiar la apariția complicațiilor. Să reținem că medicul oftalmolog este singurul măsură să trateze corect conjunctivita. Atât pentru astăzi. Sunt Simona Dragomir. Ne revedem luni în jurul orei 10 aici la Neața ca să spunem bună dimineața, sănătate și Răzvan, sper să mai faci nicio poznă. Da, mulțumesc!